Se spune că dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, îl poți găsi pe muntele Athos. E muntele sfânt al Ortodoxiei. Acolo poți să cunoști raiul de pe pământ și să primești cheia fericirii. Așa că, încă de dimineață, am pornit către Athos. Soarele a deschis ochii aici, la Uranopoli, iar răsăritul ne întâmpină precum un zâmbet al lui Dumnezeu. Drumul de la Uranopoli până în portul Sfântul Pavel, unde se află destinația noastră, este ca o călătorie tainică. Pe apele Mării Egee, rând pe rând, ni se înfățișează mănăstirile de pe Sfântul Munte. Tradiția spune că, aflată într-o călătorie pe mare, Maica Domnului a întâmpinat o furtună năprasnică și a fost nevoită să caute adăpost la țărm. Așa a ajuns pe muntele Athos. După o oră și puțin cât am străbătut apele Mării Egee, am intrat în Sfântul Munte. Am pătruns în muntele Athos printr-una dintre ușile lui, respectiv portul Sfântul Pavel. Aici ne aflăm deja în grădina Maicii Domnului, unde se găsesc toate răspunsurile pentru întrebările lumii creștine. Noi vom porni către Schitul Lacu, acolo unde vom întâlni părinți care poartă Duhul lui Dumnezeu. Pe Sfântul Munte viețuiesc aproape 2000 de călugări. Printre aceștia, în Valea Athonului, i-am întâlnit și pe călugării români de la Schitul Lacu. În chilia intrarea Maicii Domnului în biserică, slujește și Părintele Pimen. Este omul care, prin credința lui, luminează ca o candelă a lui Dumnezeu. Bine v-am găsit, Părinte Pimen. Dumnezeu și Maica Domnului au îngăduit astăzi să filmăm de aici, de sub ploapa Athonului. De aici, din grădina Maicii Domnului, parcă discutam și mai devreme, Dumnezeu ne vorbește din fiecare fir de iarbă, din fiecare ram înflorit. Dar mai avem noi puterea sau mai știm noi să-L ascultăm atunci când ne vorbește? Da, v-am mai spus, bine ați venit, să ne ajute Maica Domnului pe toți și pe voi, că am înțeles că prima dată în Athos, ca să plecați cu o mică schimbare în bine. Deci, de aici să fie pornirea verii, în afară că filmăm, că facem noi ceva, asta să fie partea a doua. Deci, voiam să vă întreb la final și, și sigur nu voi evita această întrebare, ce trebuie să duc de aici, de pe Athos, acasă? Și da. Ce trebuie să ducă fiecare pelerin? Da. Ajungem și la asta. Da. Ce se întâmplă? Cum spuneați în întrebare, dacă cam deviat acum. Că ne vorbește Dumnezeu dacă noi știm să-L mai ascultăm. Ce se întâmplă aici? Deci Dumnezeu este același tot timpul. El cu aceeași dragoste față de noi vine în întâmpinarea noastră, ne alăturea tot timpul. Dragostea Lui nu scade niciodată, dar totul depinde de noi, starea noastră. Dacă noi ne afundăm în noroi, din ce în ce mai mult, adică și noroiul ăsta, dacă tot arunci pe tine, la un moment dat începi să nu mai vezi, începi să nu mai auzi că ești acoperit din noroi. Și atunci începi să te complaci în noroi și spui că asta e viața. Atâta este ce văd eu, dar de fapt tu nu mai vezi nimic, că vezi noroi. Și spui că asta e viața și e frumoasă. Mleștinoasă. Da, așa cum e ea, cu tare. Tu nu mai vezi dincolo toată frumusețea soarelui, a florilor, a păsărilor, că nu mai auzi, nu mai vezi, pentru că ești băgat în noroi. Și spui, asta e viața. Exact ca să comparăm așa, să zicem, dacă ați văzut porcii sălbatici, în general, ei își fac, dau de câte o mlaștenă, câte ceva, și se bagă în ea noroi acolo, de sus până jos. Și pentru ea e bucuria cea mai mare, că ei sunt acolo în lumea lor, în noroiul cealaltă. Nimic la universul lor. Da, da, deci așa ceva, cumva se răsfață ei acolo. Și pentru ei e frumos așa. Dar noi, care suntem, cum se spune, avem scânteia dumnezeiască, suflarea lui Dumnezeu, avem sufletul, am venit de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Adică la nivelul ăsta am ajuns să rămânem
adică să ne băgăm în noroi și să rămânem acolo. De asta Dumnezeu ne-a oferit, pentru că știind că suntem slavi, ne-a oferit o șansă. Șanse multe, dar una prin care tot timpul putem să o luăm de la zero. Cea mai mare șansă, spovedania. Și atunci omul, oricât ar greși, oricât răuteți ar face, dacă s-a dus la duhovnic și s-a spovedit, că m-a întâlnit oameni, a, păi, eu mă spovedesc la Dumnezeu. Măi, dar Dumnezeu ți-a spus altceva. Pentru că așa orice om face, omoară și pe aia se duce, cum se zice, în camera lui și, Doamne, l-am omorât pe vecinul, iartă-mă. Și s-a terminat. Nu. Deci ne-a oferit lucrul ăsta tot printr-un om. Să mergem la un om care are harul ăsta a preoției, ne spovedim și i-a dat darul ăsta de a dezlega lucrurile astea. De a ne spăla de acel noroi. Și ce este exact noroiul până la urmă? Este păcatul în care ne cufundăm? Păi asta. Deci sunt păcatele astea zi de zi care se adună pe noi. Și putem să o mai comparăm exact ca o greutate. Noi prin viața asta, de asta se spune că noi prin viața asta trecem ca printr-o apă. Să zicem, trecem o mare care are valuri, are toate. Și noi trebuie să o trecem în not. Ei, ca să treci în not, ce faci? Te dezbraci. Lași cât mai puțin pe tine să-ți fie mai ușor să noți. Dai toate greutățile jos. Dar noi ce facem? Înnotând, începem să adunăm. În loc să dăm jos, luăm pe noi și dacă mai găsim lucruri aruncate de alții, le luăm și pe celea în spatele nostru. Și la un moment dat începem să ne afundăm. Să ne afundăm în apă și mai scoatem capul și strigăm că nu mai putem. Mănec! Dar nu las nimica jos. Ei, Dumnezeu a spus, măi, vezi că nu mai poți. Du-te și te spovedește și dă toată greutatea asta jos și o iei de la zero, iarăși ușor. Ne oferi șansa asta fără să ne coste nimic. Doar să vrem. Te duci, te zmerești, te duci cu căință acolo. Părinte, uite, am greșit, am făcut asta, asta. Nu-ți dă în cap părintele. Spune, măi, uite, asta e bine, asta nu-i bine, să nu mai faci. Te dezleagă și te-ai dus liniștit acasă. Și ai scăpat de toată greutatea asta. Ei, dar omul e prea mândru. Ajunge la mândrie asta, la mândrie îi spun și prostie. Că zic, bă, un om mândru, adică pierde atât de mult încât nu poate să fie decât prost. Pentru că tu dacă vezi că pierzi atât de mult, e ca unul care are, câștigă mult, îi merg toate bine și seara tot ce o câștiga se duce la păcănele, la ce vrei de asta și îi pierde toți. Și am zis, bă, omul ăla nu poate să fie decât prost, adică transpiri 12 ore și după aia într-o oră te-ai dus și ai pierdut totul. Și faci lucrul ăsta repezi de ani de zile. Adică spui, măi omule, dar stai un pic, poți să trăiești și tu frumos. Te duci, familia aia o bucuri, o scos la iarbă verde, te duci printr-o oră acolo să transpiri, să pierzi totul. Cam asta facem noi în viața asta. Adică când am putea toate să le facem frumoase, toate să ne bucurăm de ele, viața noastră să o facem frumoasă, dar nu putem fără Dumnezeu. Asta nu înțeleg oamenii. Acum s-a început și prin știință și prin toate. Doamne, fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Orice să nu te aude de Dumnezeu. Să ne izolăm permanent de Dumnezeu. Da. Ca și cum tocmai că Dumnezeu exista. E cel care a făcut toate din nimic. E tot puternic. E sursa noastră în toate privințele. Și de partea asta materială, și duhovnicească, și tot e sursa noastră. Și noi tocmai asta închidem rubinetul și stăm în mocirlă. Și spunem, nu, noi ne descurcăm. Păi asta înseamnă că ești, cum să zici, cel mai bătut în cap. Dacă tu ajungi să închizi sursa ta, exact ca și cum să zicem că ești, cum se duceau ăștia, astronauți în afara, așa, și aveau costumația aia de oxigen. Și știau că dacă ies în afara costumației, îi sufocă. Și tocmai atunci tu să-ți închizi rubinetele astea, nu că eu-s mai deștept. Deci asta facem noi oamenii. Și am putea atât de ușor să dăm mândria asta deoparte, să ne izmerim, să nu urâm, pentru că chiar văzusem un interviu la un doctor de ăsta vestit și spunea el, voi știți ce înseamnă, zice, eu am studiat lucrul ăsta la un om care urește, îi se blochează tot sistemul imunitar, îi se dă totul peste cap și nimic nu mai lucrează cum trebuie și e predispus la toate bolile. Dar zice, la un om care iubește, la un om care e îndrăgostit, zice, la omul ăla, zice, toate lucrează la capacitate maximă. Ca și cum ai pornim motoarele la capacitate maximă, zice, totul e blindat, zice, nu e afectat de nimic. Zice, asta înseamnă dragostea. Deci te îmbracă într-o armură și nu te mai afectează nimic. De asta, zice, un om care e îndrăgostit, el din dragoste, dacă știi că iubita lui la 20 de kilometri pe jos se duce, nu contează, și în not să ajungă la ea. Dacă l-ai pune să-l plătești să facă lucrul ăsta, nu-ți face,
alta ce face el din dragoste. Se duce, cum îmi spunea cineva, că mă, o iubeam încât ea era la prășit și mă duceam toată ziua și o azul la prășit doar să fiu lângă ea, să mă accepte lângă ea. Deci asta face dragostea. Și dragostea asta, adică Dumnezeu ne-a dat-o să o revărsăm față cei din jur. Deci dragostea nu putem, aia nu-i dragoste care o ținem pentru noi. Aia e egoism. Adică ne iubim pe noi, ne hrănim pe noi. Dragostea, zice, e atunci devine frumoasă când o împrăștiem, o dăm celor din jur. Se și observă de altfel că pe chipul unui om îndrăgostit este multă, multă, este o mare de lumină. Lumină ochii, și blândețe. Ochii. Nu vedeți omul ăla orice îi face, lui nu-i mai pasă, îl înjuri, nu-i pasă, el plutește, e în lumea lui, cum se spune. Ei, asta înseamnă dragostea, când ajungem la dragostea de Dumnezeu, când vine harul lui Dumnezeu, spunea chiar și cuviosul Paisia Ghiorită la un moment dat, zice, primeam atâta har de la Dumnezeu, încât simțeam că mi se topesc oasele. Nu așa, oasele, zice, nu mai puteam sta în picioare. Zice, îmi vinea să îmbrățișez pe toată lumea, să iau pe toți în brațe. Asta înseamnă dragostea, care acum e dată deoparte și înlocuită prin toate murdăriile astea a lumii, ofertele astea lumești, ca nu cumva omul să-și mai amintească de Dumnezeu și de dragostea care vine de la Dumnezeu, care e jertfelnică și îi pasă de cei din jur. Nu. Acum atâta, totul, așa zisa democrație, muncești, ai, n-ai muncit, nu contează, ai îmbătrânit, ești o... ceva în curs, societatea, trebuie să scăpăm de periferic. Tine. Da, deja ești scos din joc, numai... Păi, dar stai un pic și tu o să îmbătrânești. Și să ne uităm la altceva. Bătrânii ăștia, păi ăștia au toată încărcătura adunată de o viață, au o experiență care tu nu ai, poți să ai tu 3 doctorate și nu știi ce facultăți. N-are nicio treabă. Deci bătrânii ăștia au experiența vieții. De asta când vezi un bătrân, du-te și te așează lângă el acolo, în parc, pe scaun sau și... Și întreabă-l o leacă din viața lui. Ai să descoperi și n-ai să descoperi tu în toată viața ta, din experiența lui. Azi de la un bătrân de aici, aici de acolo și ai să vezi cum te îmbogățești. Ce este viața? Viața. Viața e un dar de la Dumnezeu. Pentru că noi n-am existat. Și Dumnezeu, cum se zice, ne-o plămâde, zice că a luat țărână Dumnezeu. Și ne-o făcut. Exact cum am luat un copil plastelină. Și faci un om, dar e mort. Dar la Dumnezeu ce-a făcut? Vezi cu omul, tu iei plastelină, iei argilă, are câteva substanțe, ceva conține pământul ăsta, dar la Dumnezeu, și când a zis că a luat țărână, tot ce există în lumea asta, în pământul ăsta, metalii, ce vrem noi, ce există, în cantități infime există în om. Ceea ce nu se poate omul niciodată face să aduni din toată lumea toate astea, orice vrei tu, el există în om. Și Dumnezeu a luat țărână și l-a făcut pe om. Dar omul era mort. Și atunci Dumnezeu ce a oferit? Scânteie dumnezeiască, suflarea lui. Deci vă dați seama ce-i mai scump, ce-i mai valoros. Deci o coborât cerul pe pământ și ne-a oferit suflarea lui dumnezeiască care-i sufletul nostru. Și a spus că la sfârșit îl voi lua înapoi. Și deci noi când pleacă, vezi că trupul ăsta rămâne la fel, țărâna aia care după o lună de zile în pământ e putred. Deci asta este. Dar suflarea se întoarce la Dumnezeu. Și de fapt noi ce vorbim acum, ce facem tot, e sufletul. Că dacă are și sufletul, am rămâne morți pe scaun. Deci s-a terminat. Ei, deci e sufletul ăsta, care el a fost trimis în trup, să lucreze toate astea care ne-a spus Dumnezeu, toate bune, toate frumoase, toate... Noi devim în cealante. Deci toată râvna asta, puterea asta care ne-a dat-o Dumnezeu, viața asta, ne-a dat-o ca să lucrăm binele. Ei, noi, pentru că ni se pare greu de a lucra binele, lunecăm repede în egoismul, în interesul nostru. Și deviem lucrurile astea și începem să facem rău. Și pentru că conștiința ne mustră și ne spune, măi, că zice, conștiința e glasul lui Dumnezeu în om. Și zice, măi, nu faci bine, măi. Uite, superi pe Dumnezeu, superi pe cei dragi ție, îți pierzi mântuirea, adică totul, tu viața asta ți-o distrugi. Și atunci omul, dacă se smerește, începe să se îndrepte, să căiește, să se povedește, cum a spus, și se îndreaptă. Dar dacă nu se smerește, încearcă să astupe lucrul ăsta. Și atunci începe să judece pe ceilalți din jur. Să uita, păi uite, ăla e mai bețivan ca mine, ăla e mai hoț ca mine, uite, eu am numai o amantă, ăla are două. Adică tot timpul caută să vadă că altul e mai rău ca să aștupe conștiința. Ne raportăm la oameni și ne raportăm
în permanență pe orizontală, fără să ridicăm privirea spre vertical. Da, și altceva, dacă vede că alții ies în față, el la serviciu nu lucrează, alții sunt mai presus și sunt exemplu bun, și el se vede că nu este, ce face? Pentru că nu poți să ridice și nu se-ți merește să accepte, începe să-l denegreze pe cel mai bun. Și se duce pe la șeful și spune, aia, lasă șeful, că am văzut eu ce face ăla, că nu știu ce. Începe să transforme în ură, în invidie, toată neputința lui, slăbiciunea lui, ca să-l coboare pe cealaltă în ochii celorlalți. Nu încearcă să ridice el, nu, dacă poate să-l coboare pe cealaltă. Și atunci, în loc, cum se zice, caz din lac în puț, în loc să te îndrepți, să câștigi ceva, te dărâm pe tine, începi să dărâmi și pe alții și te duci în jos și te distrugi. Și atunci viața asta devine un chin pentru tine. Pentru că tu ești într-o continuă competiție cu ceilalți, de a-i coborâ pe ceilalți, nu te-a ridica pe tine, de a deveni tu mai bun. Și atunci îți distrugi viața asta, care e atât de frumoasă și atât de însemnată aici pe pământ, odată Dumnezeu, să o trăim frumos, să ne bucurăm de ea și la urmă să plecăm în bucurie dincolo. Deci nu e ușoară. Care-i greutățile ei? De aia să încercăm să fim îndrăgostiți. Îndrăgostiți de tot ce e în jurul nostru. Să vedeți cât de frumoasă devine. Dar putem să iubim și pe cei care ne oferă răutate, invidie. Exact ce ne spune Mântuitorul. Cu iubirea noastră îi vindecăm? Da. Pe cei care vă urăsc, zice, iubiți-i. Pe cei care vă fac greu, faceți-i bine. Și cel care ți-a haina, dă-i și cămașa. Deci totul, noi venim cu binele. Zice, pe un om rău, poți prin bine să-l faci bun. Zice, dar uneori și pe un om bun, dacă îl lovești prea multe rău, tăți poți să-l dărâmi și pe el. De asta spune să evităm anturajele care se ocupă numai cu răul, pentru că suntem slabi și noi și la un moment dat nu mai reușim să depășim. Îi evităm, dar nu îi urâm. Ne rugăm pentru ei, dacă avem ocazia să le facem bine, le facem bine. Dacă, cum spune acolo, dacă la dușmanul tău, adică ăla care te-a urât și s-a făcut numai rău, îi seti și dă-i să bea, îi foame, dă-i să mănânci, îi frig, îmbracă-l. Deci, fă-i numai bine și atunci reușești și pe el să-l transformi, că la un moment dat ăla poți să-ți facă un an, doi, zece rău și tu îi faci numai bine. Și la un moment dat începi că spune când îi faci bine la cel care îți face rău, îngrămădești cărbune aprinși pe capul lui. Ce înseamnă? Că după ani de zile, oricât de rău ar fi, el începe să-l mustre conștiința și nu mai poți să dormi noaptea și o să zic, bine mă, dar-s nebun, uite ăsta de atâți ani îmi face bine și eu îi fac numai rău. Și caut o cale să-și rezolve problema asta. Deci trebuie. Și revenim că ce-i viața asta? Viața asta e un dar de la Dumnezeu care la sfârșit se duce tot la Dumnezeu. Și dăm răspuns cum am lucrat în viața asta, că viața asta ne-a dat-o ca să ne pregătim pentru veșnicie. Vezi, la început erau până aproape de la 1000 de ani trăiau oamenii. Dar după aia Dumnezeu ne-a limitat. O văzut că suntem slabi și a spus, hai, nu vă mai pun să mă... chinuiți 1000 de ani să vă mențineți. Doar 70, celor în putere 80. Și aici doar pregătiți-vă. Fiți buni cu cei din jur. Iubiți-i. Nu spus toți încruntați. Iubiți-i că iubirea te face frumos, transformă totul în frumos în jurul tău. Adică toate devin frumoase. Și atunci trăiești frumos aici și vă primesc și eu în veșnicie, în împărăție. Și viața, deci asta e viața. Să o trăim frumos aici și să plecăm la Hristos. Și este, cum spuneați dumneavoastră, un dar de la Dumnezeu. Cum daruri sunt spovedania, dar ca și putere pe care Dumnezeu ne-o lasă nouă este iubirea. Pentru toate aceste daruri, noi ce trebuie să facem să-i fim plăcuți? Să fim smeriți, ați amintit? Uite, Mântuitorul după înviere și prima dată s-o arăta mironosițelor femei. Și atunci... ce-au făcut? S-au arătat mironosițelor femei și le-au spus așa, primul cuvânt, bucurați-vă. Deci gândiți-vă, nu au spus, băi, pocăiți-vă, plângeți, ați greșit, ați... nu, bucurați-vă. Deci le-au spus să se bucuri. Deci asta a fost prima, cum se zice, întâlnire cu Mântuitorul după înviere. Adică, și asta ne-o transmite nouă, nu numai mironosiților, adică întotdeauna, tot timpul, Mântuitorul ne spune, te-ai trezit dimineața, bucură-te. Adică ne-a spus, bucurați-vă. Și zice, la a doua arătare a Mântuitorului s-a arătat apostolilor. Și le-a spus, pace vouă. Deci tu, prima dată, dacă te bucuri, și ca să te bucuri, trebuie să fii bun.
Și atunci vine pacea de la Dumnezeu. Și-a spus, pace vouă, pace, liniștiți-vă, că erau agitați, erau înfricoșați. După, na, vă dați seama, Mântuitorul, știau că l-a îngropat în pământ, evreii căutau să-i omoare, deci erau înfricoșați, închis în casă. Și-a spus, pace vouă, liniștiți-vă, liniștiți-vă, lăsați, nu vă fie frică. Deci să ne bucurăm și să ne liniștim. Deci nu pacea asta omenească care spune ăștia, adică pregătesc, înarmează și o strigă pace. Nu, e pacea aia sufletească. Că dacă ai pacea aia sufletească... În numele păcii, da, se înarmează. În numele păcii stai și iei gâtul la toți oamenii, știi? Nu, deci pacea aia care ne-o transmite, ne-o dă Dumnezeu, care ne liniștește. Și un om care e liniștit în pace, omul ăla poate să trântească, poate să troznească, el nu mai are nicio treabă. Vezi că tună, fulgeră, el stă și se roagă liniștit, zâmbește la toată lumea, dezastre în jur, spui, domnule, nu vezi? Nu, domnule, nu vezi ce frumos e? De asta eu compar de multe ori viața asta a omului, de exemplu, cu o albină. Zice, dacă o albină o întreb seara, măi, tu ce ai făcut azi? Ce ai văzut azi? Și o să spui flori, flori. Bine, dar sunt gunoaie, sunt... N-am văzut flori. Are antenele ei, depistează floarea până la kilometri, zice așa, se duce direct. De ce nu vede cât flori? Flori. Dar dacă întrebi un bondar, ce ai văzut azi? Gunoaie, gunoaie, o muscă, ceva. Astea au căutat. Deci noi cu cine asemănăm? Deci noi să vedem florile, nu că nu sunt greutăți în lumea asta, dar să vedem florile, să vedem lucrurile frumoase, să vedem în jurul nostru pe oameni buni. Mă întrebau mulți că eu în ultimul timp am fost în fiecare an în țară și am fost o lună, două, prin țară, peste tot, n-am stat pe loc. Eu de obicei circul singur. Mă urc la volan, conduc, liniștit așa și îmi place să... Și am fost și mă întreba, cum ai văzut țara frumoasă, dar oamenii frumoși, dar ei n-ai văzut? Păi eu n-am văzut. Nu știu, fi... păi, dar eu sătul, că uite, că ăla așa... Măi, eu nu i-am văzut. Unii m-am dus, zic, m-am minunat ce oameni buni avem în România. A, dacă vrei să cauți cu uite că ăla, că nu știu ce, ai să găsești tot timpul. Nu. Caută oamenii frumoși, deci să-i vezi partea frumoasă, cu orice om are greutățile lui. Dar tu vezi partea frumoasă la omul acela, că fiecare om are scânteia dumnezeiască în el, are frumosul lui, nu contează, poți să-l vezi murdar, rupt. Ei, are el frumosul în el. Tu caută să-i vezi frumosul ceala. Stai lângă omul ăla în suferință și întreabă-l ce cu el. Ai să descoperi o întreagă, cum zice acolo, microcosmul, tot ce vrei acolo, în fiecare suferință. Adică fiecare om are ceva. Are ceva în el, indiferent prin ce trece, cât e de căzut, are ceva frumos. Și atunci noi putem vedea frumosul din fiecare om. Și asta înseamnă că putem transforma totul jurul nostru în frumos. Și ne putem transforma și noi, pentru că mulți poate sunt lipsiți de nădejde. Și nu văd florile care răsar dintre gunoaie, dintre mizeria pe care o aminteați dumneavoastră. Cum ar putea să deschidă ochii și să vadă acele flori? Ce prin rugăciune? Deci ca să-l ajuți pe cealaltă, prima dată trebuie să fii tu exemplu bun. Exact ca un părinte care spune la copil, băi, să nu fumezi niciodată, și el stă cu treabă cu în gură. Deci n-are nicio treabă, deci copilul ce vede, aceea e ea. Ei, la fel, tu, dacă ești șef univa, la ai angajați, dacă ești sau un simplu angajat sau ceva, tu transmiți ceea ce ești tu, ce faci tu, nu ce spui tu, aia se pierde până la ușă, cum se zice, a ieșit omul să termină, dar lui rămâne ce-o văzut că ai făcut tu. Sau ceea ce vezi rutina aia de zi cu zi că te-ai dus la muncă, și mai ești, să zicem, într-un birou cu 5 colegi. Și te văd aia când încep, înainte de a începe munca și de a te așeza pe scaun, te vede pe tine că faci cruce. Și tu fă lucrul ăsta în fiecare zi. Aia o să încet, încetul, o să-l intre și la ceilalți. Și nu trebuie să le spui nimic. Și mai ales dacă ai și o icoană cu Maica Domnului acolo la biroul tău și spui, Maica Domnului, ajută-mă. Alea toate o să transmită mai departe. Poate nu într-o lună. Poate într-un an, poate în doi. Și o să înceapă să le deprinde toți ceilalți. Și ușor, ușor, tu faci o misiune fără să spui nimic. Doar făcându-ți statoria ta de creștin. Când mai spunea la cineva, părinte, dar chiar trebuie să țin post miercurea și vinerea sau nu știu ce șans, măi. Asta nu e o mândrie. E o îndatorire. Că nu, biserica au rânduit miercurea și vinerea post, cele patru posturi peste an. Zic, asta nu e o mândrie. Și na, dar dacă sunt cu cineva, să vadă că postesc,
Păi zic, asta nu e o mândrie, asta e o datorie de creștin. Când vedem alte religii, când le apucă timpul să pun cu fundul sus în mijlocul Domnului și își fac rugăciuni sau cu tare, cu toate ca un Dumnezeu fals. Dar noi treci pe lângă biserică și ți-ai rușine să faci cruce, că ești creștin, dar cum îți mărturisești tu credința? Doamne, sunt creștin. Nu mi-i rușine cu Dumnezeul meu care a făcut cerul și pământul. Nu orice cine. Da. Și Părinte Cleopa mai avea o vorbă. Zice, măi, când treci pe lângă o biserică, ți-i rușine? Zice, fă și trei închinăciuni, nu numai cruce. Să te vadă, da, Domnule, sunt creștin și uite în respect. Aici e Hristos în biserica mea, de aici eu tainile, eu sunt împărtășanii, eu toate tainile, da, dau respectul care trebuie. Nu contează, ești în metrou, ești în cea știi, în autobuz, în ce o fi, în tren și ai trecut pe lângă o biserică, fă o cruce și spui, slavă ți-i, Doamne, mulțumesc, Doamne, ajută-mă, Doamne, sau în cinstea unui sfânt, Sinte, ajută-mă. Deci totdeauna să nu ne fie rușine cu credința noastră, nu contează unde Dumnezeu suntem. Și cu Dumnezeu să nu ne fie rușine, dar nu pentru există că așa Lui ceva. Nu este rușine de El noi. El s-a coborât până că, la noi, cum să zice, ne-a luat că toată mizeria noastră, da, în brațe și la urmă s-a răstignit pe cruce și chiar atunci când noi îl răstigneam, El a spus, vă iubesc, că o sta cu mâinile așa să ne îmbrățișeze pe toți. Și atunci, nu unii rușini, nu, de asta le spun la toți, nu mai rușini. Te-ai dus la restaurant să mănânci? Nicio problemă. Fă-ți rugăciunea frumos acolo în liniște și ia și mănâncă. O să dai exemplu și la alții care îi rușine și o să înceapă să-i mustre conștiința și o să facă și ei după aceea. Deci tu devii permanent ca o pompă de asta care îi preia de ei și transmite mai departe și de acolo să preia alții. Deci totdeauna duci mai departe lucrul ăsta prin exemplu. Suntem exemplu bun, o grămadă de misiuni facem în jurul nostru. Avem bucurie, o să transmitem bucurie. Că zici, un om care are bucurie, pe un se duce că n-ai cum să ai bucurie dacă nu ai și pace în interior. Și atunci tu, unde te-ai dus, te-ai intrat într-un birou. Îi saluți pe toți așa cu bucurie, cu fața senină. Când diferent, cu ce trec ceilalți, bă, stai că parcă nu e atât de rău, știi? Adică ceva transmiți. Nimeni spunea, o fată univa în București, o știam de copilă, cum zice, și o învăța, săraca, ajunsă să o dat la notariat, cum se zice, și avea toți pereții scris, era un loc pe nu știu câte locuri, și atât au învățat, încât o lua locul cealaltă. Și în fine, a ajuns și asociată cu altă notare. Și era, da, ea la început, primea o mică parte, că cealaltă era șefa, nu știu ce, dar aia rămânând însărcinată, a spus, prea ai tu de aici, un an de zile eu nu mai vin la birou. Și ea o copilă, cum zice, de pe băncile școlii, abia terminat, s-a dus unde erau 10 angajate, 10 femei mai vechi pe acolo, dar ea era șefa. Și când au văzut alea, că el e cu vechime, și le-a venit o copilă, asta era plină de viață, alerga în fiecare zi, dansa, era în lumea ei. Și când au văzut așa, au început toate să uite la ea și, bineînțeles, orice act trebuia semnat de ea, că era șefă. Și ei le trânteau pe masă așa, cu o mutră de aia, cum zice, înnăcrit așa, semneze. O statia prima zi, a doua zi, a treia zi, băi, dacă stau în stilul ăsta, eu nebunesc. Zice, ca să rezist aici, trebuie să le schimb pe toate. Dacă nu, nu rezist. Și au spus, gata, de azi înainte, o să zâmbesc la toată lumea și o să mă port frumos cu el, indiferent cum se port. Intra în birou, fetelor, ce zi minunat azi, pa, bună ziua, nu știu ce, plină de veselie. Astea se uitau toate la ea, ducea la birou. Îi trântea actul pe față, el zâmbea și dădea așa zâmbind să ai o zi bună. Ghițau alea în sec, de idei ușor. Deci după un an de zile, că biroul ceala a ajuns o veselie. Toate fetele zâmbeau toate și nu știu după câți ani ajunsese numărul 1 în București la notariat. Toți clienții se trăgeau acolo, pentru că toată lumea era veselă acolo. Deci asta înseamnă să schimbi pe ceilalți, nu cu forța. Și schimbarea celorlalți începe cu schimbarea noastră. Păi eu ce spun? Ea ce-a făcut? O devenit ea, adică o lumină, o bucurie și o transmis lucrul ăsta. Și încet, încet o reușit să facă. Deci asta e, cum se zice, cheia succesului, cum se spune. Adică să-i schimbi pe ceilalți, schimbându-te pe tine, dar tu să fii ancorat bine în Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care e sursa a tot binelui, a dragostei, a totul, deci niciodată nu te lasă, cum se zice, cu sacul gol. Totdeauna ai de unii da. Și atunci tu ești cuplat la Dumnezeu prin tainele astea a bisericii, prin tot ce îmi trebuie, și atunci ai de unii oferi la ceilalți tot timpul. Când nu găsim răspunsuri în ceea ce facem, poate nu găsim răspunsuri față de situații care ni se întâmplă, putem
obține aceste răspunsuri de la Dumnezeu întrebându-L pe El? Cum dialogăm cu Dumnezeu? Ne putem adresa? Există un normativ de a vorbi cu Dumnezeu? Da. Există un limbaj al Lui? Deci, în primul rând, știți ce trebuie? Trebuie răbdare. Noi întotdeauna vrem repede, acum, nu. Ne înarmăm cu răbdare și atunci începem să ne rugăm. Ne rugăm. Și nu trebuie să fim egoiști ca Dumnezeu să vie să ne dea răspunsul direct. Deci mă rog, mă pun pe rugăciune, Doamne, ajută-mă să rezolv treaba asta. La problemele mai mari, după ce ne rugăm de ajuns, spunem așa, Doamne, pune-mi mintea duhovnicului meu să-mi spună exact ce trebuie să fac. Și deci asta înseamnă că mă zmeresc. Și mă duc la duhovnic frumos și îi expun problema și spun, Părinte, dați-mi un sfat aici. Și eu, înainte de asta, m-am rugat la Dumnezeu ca să pui în mintea Lui să-mi spui exact. Și ce îmi spune El, eu exact ca din gura Lui Dumnezeu. Și o pun fără condiții în aplicare. Nu adică mă joc, dar nu-mi place ce mi-a spus. Nu. Și mă duc la altul și întreb. Nu. Exact ce mi-a spus aceea fac când place, când nu-mi place. Și atunci acela e răspunsul Lui Dumnezeu. Când eu mă zmeresc. Că dacă eu nu mă zmeresc, este un exemplu univa la Sfinții Părinți, că era un părinte în pustie. Și era ceva distanță, până la primul om îmi trebuia să duc, era ceasuri de mers pe jos. Și el de obicei se ruga, Doamne, ce să fac acum, că nu vrea să iasă în pustia lui, du-te 5 ore pe jos până la primul vecin să-l întrebe. Și la un moment dat era o treabă care nu ieșea lui la socoteală, citise ceva în Sfânta Scriptură, nu înțelegea. Și a zis că, Doamne, te rog, fă cumva, trimite pe cineva, dacă nu pe cineva din cer, să mă lumineze că nu pricep. Ei, s-a rugat el o zi, două, trei, nimic. Și atunci eu spus, măi, îl necăjesc eu pe Dumnezeu cu asta să-mi trimită, dar nu mă duc eu la vecinul ăla meu, că știu că e luminat de Dumnezeu, să-l întreb, să-mi spui. Și s-a rugat și a pornit. La jumătatea drumului, i-a apărut un înger în față. Și i-a spus, uite răspunsul de la Dumnezeu. Atâta timp cât te-ai umflat cumva tu în pieni să-ți răspundă ție Dumnezeu direct, nu te-a ascultat Dumnezeu, dar în momentul în care te-ai zmerit și ai spus, măi, eu sunt mai prost, oleacă, mă duc la vecinul meu, că știi mai mult, să-l întreb pe el. În momentul cealaltă, Dumnezeu, cum zice, nu l-o mai lăsa să mai bată atâta drum, o interveni și i-o dat. Uite, ăsta e răspunsul, du-te liniștit acasă. Deci Dumnezeu ne vrea zmeriți. Deci prefer un păcătos merit decât un drept mândru. Ce înseamnă drept mândru? Că n-are cum să fii și mândru și drept. Deci, dar tu nu-ți dai seama că ești căzut, că în momentul în care te socoți drept, tu deja ești căzut, că te-ai înălțat prin mândrie. Chiar să, iar spune la Sfânta Scriptură, că Dumnezeu celor smeriți le dă har, celor mândri le stă împotrivă. Și noi atunci devenim un fel de dușmani al lui Dumnezeu când ne înălțăm, avem încredere în noi și Dumnezeu ne vrea smeriți. Uneori îngăduie să cădem în anumite păcate doar să ne smerim. Pentru că dacă vede că noi din cauza mândriei începem să ne înălțăm, să facem rău celor din jur, pentru că ne socostim drepți, atunci Dumnezeu ne îngăduie o cădere, un necaz, o suferință, o boală, ceva, ca să ne zmerim. Și atunci când ne zmerim, noi și te-ai dus la doctor și spune, cancer de gradul 3, de nu știu ce, auzi, luați-l acasă că mai are o lună. Ei, atunci vezi tu că și oamenii aia spre care te-ai nădăjduit, banii tăi care ai spus că tu cumpiri orice, nu mai au valoare. Și ai pe listă că mai ai o lună și te duci acasă, te uiți în dreapta, te uiți în stânga și pe aia mai cât de mândru ești tu, încep, Doamne, știi, am auzit că Tu faci minuni, că Tu poți, că Tu nu știu ce, vezi că uite și eu aici un ticălos cu tare, încep să te zmerești. Și Dumnezeu, dacă știi că te-ai zmerit de ajuns și de folos, s-o lua boala într-o zi. E vreodată prea târziu să ne întoarcem fața către Dumnezeu sau ne arată pilda fiului risipitor? Nu. Când niciodată? Prea târziu e după ce am închis ochii și s-a terminat. Dar până acolo, tot timpul există că au fost oameni care, indiferent cum și-o trăi viața, dar în ultimul moment, să zicem, erau în spital sau așa și când și-o dat seama că nu mai au mult, s-o zmerit și-o acceptat, măi, să vii preot să mă spovedesc. Și-o spovedit toată viața, au fost împărtășiți și a doua zi o pleca senini. Deci, până în ultimul moment, deci Dumnezeu ne așteaptă până în ultimul moment. De asta avem pilda aceea cu fiul risipitor, care și-o cheltuit totul, cum se zice, el ce se întâmplă când spune acolo și-o cheltuit tot? Și viața și-o cheltuit-o. Adică el deja era epuizat, era terminat din toate punctele, și sănătate și tot.
și s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat în brață și i-a dat toate iubire. Darurile. Deci nu există Dumnezeu până în ultima clipă. Dar știți care-i treaba? Noi nu știm când e ultima clipă. De asta nu trebuie să amânăm, că spun, las că nu ajunge la bătrânețe. Dar de unde știi că noaptea asta nu-ți stă inima? De unde știi că mâine n-ai accident de mașină? De unde știi că nu intervine ceva și s-a terminat? Și ce ai făcut? Cum te-ai dus la Dumnezeu? De asta, zice, taina cea mai mare, cumva a noastră, că noi nu știm când plecăm. Și de asta Dumnezeu a spus, pregătiți-vă, privegheați, că nu știți ziua și ceasul. S-a terminat. A venit și a spus, de socoteală. Doamne, dar știi, n-am avut timp. N-ai avut, ai avut 50 de ani, ai avut 60, ai avut 40, cum n-ai avut parcă timp? Parcă niciodată nu e suficient timpul. Da, asta ni se pare nou. La Sfinții Părinți, la oameni care ajuns la o măsură duhovnicească, ei după ce ajungeau la o vârstă, așteptau permanent momentul plecării. Ei exact îi ajunsese la dragostea de Dumnezeu și exact cât îți dorești, întâlnești persoana iubită. Spunea, Doamne, oare când mă iei? Și erau tot timpul pregătiți, adică cu bagajul făcut, cum se zice, mă, noaptea asta mă ia Dumnezeu. Adică stăteau în starea asta, la ei nu-i mi-era frică aceea. Exact, am fost prin Basarabia acum câțiva ani și îmi povestea cineva că era o femeie peste 100 de ani. Și îi murise, cum se zice, și copiii, acum avea nepoță. Și mai avea o fată, parcă, care îi trăia. Și ea tot se ruga, hai moarte, ia-mă și pe mine, hai ia-mă. Și tot... Nu știu. Și la un moment dat stătea cu cineva de vorbă la geam și întreabă fixă, dar cu cine vorbesc? Zice, moarte, au venit la geam. Și ce o zice, au venit să te ia ei? Nu, o să veni pentru vecin, o să eu să mai aștept, știi? Și avea vreo 105 ani, nu știu cât. Deci era, cumva, ea deja acceptase totul, zicea, hai, ia-mă. Dar știa Dumnezeu că încă e mai de folos, avea o experiență a vieții și încă era de folos să mai trăiască, da. Am mai citat și în alte ediții un interviu al părintelui Galeriu, în care părintele, unul dintre ultimele interviuri, în care părintele spunea că așteaptă cu nerăbdare să moară tocmai pentru a trăi această bucurie a găsirii, da, lui Dumnezeu. Tocmai asta e ce spun, adică la omul care nu se mai leagă de cele materiale, pentru că toate legăturile astea aici pe pământ materiale sunt ca niște rădăcini, ca niște frânghii care ne țin de pământ și nu vrem să ne rupim de ele, ca să ne ducem în bucurie. Și atunci, cu cât avem mai multe legături, cu atâta ni-i greu să ne desprindim. De ce? Vedem, a îngăduit Dumnezeu în așa ca viața omului nu să fie invers, să pornească de la bătrânețe și să ajungă la tinerețe și să moară. Că atunci e mult mai legat de cele pământești. Invers. Deci își trăiește viața, bucuriile, copilărie, după aia tinerețe astea și după ce, cum se spune, ești sătul de viață, ai trecut prin tot ciclul ăsta a vieții, îți vezi și nepoți, îți vezi toate și ai ajuns la o vârstă, începi bolile, vezi că deja ți-e mai greu să te miști, vezi că e greu oarecum și la cei din jurul tău că trebuie să aibă grijă de tine, cumva să începi să te detașezi de toate lucrurile astea materiale. Vezi că și vederea slăbește, nu mai reușești să vezi toată frumusețea asta, nici nu mai auzi, trebuie să strige aia la tine. Și atunci tu îți dai seama că începe să întrerupă legătura cu lumea asta și pregătirea pentru dincolo. Și deja detașezi mai ușor, adică deja zici, băi, cam s-o termina, Doamne, te rog, ia-mă și pe mine, că uite aici pământ, m-am bucurat de toate, uite... Deci nu mai are rost, adică simți că nu mai ai, ai lăsat în urmă, ai lăsat copii, ai lăsat nepoți să ducă mai departe, ți-ai făcut datoria ca și om, ca și creștin, față așa, poate ca, cum zici, ca și copil, ca și tată, ca și bunic la rândul tău și e timpul să pleci. Adică cumva spovedit, împărtășit, împăcat cu Dumnezeu, împăcat cu cei din jur și pleci frumos. Deci mă uitam la anumiți bătrâni de ăștia, îi vezi luminoși, îi vezi așa și îți dai seama numai dintr-o privire cu oamenii ăia și-o împlini menirea lor pe pământ. Și ești luminoși, acum așteaptă cu bucurie întâlnirea cu Hristos. Dar vezi câte unul încruntat, nervos, înjure cu toți și îți dai seama cu omul ăla, adică ce-a făcut el pământ, dacă el la 80 de ani în starea asta, înseamnă că el își vede trecutul ăsta și nu poate să-l depășească, că nu caută ca fiul risipitor, cum se zice, calea asta de întoarcere la Dumnezeu și atunci o luptă cu el însuși tot timpul și atunci îți devine toți în jurul lui. Îi nervos, trântește și de multe ori o dă în beții, o dă în altele și moare așa. Își pierde totul, adică nu profită de ocazia asta că ne-a oferit-o Dumnezeu și în ultima clipă. Măi, vine măi că te aștept cu brațele deschise ca un tată. Noi asta uităm că avem un tată, indiferent de vârsta noastră, că avem 100 de ani, avem un tată în cer care totdeauna stă cu brațele deschise și spune, vină fiule, vină. Că zice, omul atâta timp
cât are tată, se simte copil. Noi, dacă l-avem pe Dumnezeu ca tată, noi ne simțim copii, indiferent de orice vârstă am avea, și atunci noi, măi, tata, mă cheamă tata, mă așteaptă tata. Adică totdeauna ne simțim copii. Și ca și copil te simți, mă, mă îmbrățișează tata, mă iubește tata, tata are grijă de mine, deci nu mi-e mai frică de nimic. Măi, tata meu și nu-i tata orice cine, e tata ăla care nimeni nu poate să stea împotrivă. Exact ca un copil care vede că tata lui e campion, colo, se duce, toți îl respectă pe tata, toți își iau pălăriile în fața lui. Bă, tata meu e uriaș, uite cum îl respectă toți. Deci nu ți-e mai frică de nimic. Dar când îl ai pe Dumnezeu ca tată, cum să-ți fie fricor și unde te duci? Altul se poartă, nu știu cum. Bă, știi cine e tata meu, e Dumnezeu? Păi nu mi-e frică, măi. Doamne ajută, tată, vezi, ai grijă de mine. Și te duci fără frică în viață. Adică orice faci, știi că e Dumnezeu. Dar încerci și tu ca om să nu-l superi. Băi, tata, cu atâta dragoste se poartă cu mine, are grijă de mine și eu întorc spatele, îl înjur, mă port. Deci, măi, mă greșesc în cer, tată, iartă-mă, am greșit, vezi că slab și eu. Și permanent mă întorc la tata, pentru că tata e cea cu brațele deschise, care mă așteaptă. Cât de iertător este tata? Dacă el a spus lui Sfântul Apostol Petru, Doamne, de câte ori să iertăm? De 7 ori? Nu pete de 7 ori, de 70 de ori câte 7 pe zi. Și asta înseamnă infinitul. Deci dacă nouă ne-a spus să iertăm continuu, indiferent, dar el ca Dumnezeu. Deci iartă, dar vrea să vadă întoarcerea noastră spre el, cărința. Nu noi stăm cu spatele la el și îl spune tier, dar cui să-i spui dacă omul ăla nu vrea să fie iertat? Ei, dacă ne întoarce și spune, tată, iartă-mă, tia în braț. Deci Dumnezeu ne iartă tot timpul, dar să-i dăm dovada că vrem să fim iertați. Ne este frică de moarte pentru că nu avem credință în el? Ce se întâmplă? Unii iubire, dragoste nu mai este... Nu vedem cineva din dragoste, dacă vede că persoana iubită e gata să împuște cineva, o ia în brață și moare el și apără persoana iubită. Deci, cum se zice, ajungi să nu-ți mai fii frică de moarte când iubești. Deci unde nu iubire e frică de moarte. Totul vine din că iubirea asta cuprinde totul. Că noi spunem că trebuie credință, că trebuie cutare, da, dar credința e moartă fără iubire, că iubirea asta te pune să pui în practică toate faptele astea. Și atunci de asta iubirea zice, și cum spune acolo la Sfânta Scriptură, și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Iar dragostea e mai presus decât toate. Deci dragostea asta acopere totul. Și atunci tu dacă iubești, nu ți-e mai frică de moarte, nu ți-e frică de nimic. Tu iubești. Nu, și omul ăla care îți face rău, tu le iei în brață și îi spui că îl iubești. Ține, nu are de ce să-ți fie frică, adică totul, tu trăiești în iubire. Și asta îți dă nădejde. Îți dă nădejde. Și atunci tu ești în păcat tot timpul. Dar asta, ca să ai iubirea asta, trebuie să fie ancorată în Dumnezeu foarte tare și nu poți doar tu și Dumnezeu, nu prin tainile astea a bisericii, ca să ne oferi Dumnezeu. Te duci și te spovedești mai des, pentru că suntem oameni, pe valul limării, cădem, ne ridicăm, ne spovedim mai des, nu lipsim la biserică, alergăm la biserică, la icoana Maicii Domnului, o luăm în brațe dacă putem, Maica Domnului, adică avem nevoie și de mamă. Ne spune Dumnezeu, nu-i tată, dar vezi că, măi, și mama, mama, adică cuvântul ăsta de mamă, care vor să-l scoată ăștia acum, să spui părinte 1, părinte 2, sau nu știu, toată nebunia asta, când cuvântul de mamă nu poate să-l înlocuiască nimeni. Adică mama. Adică mama e ceva mai presus decât orice. Și de asta Dumnezeu, pentru că știe că noi ca oameni avem nevoie de mamă, ne-a dat-o pe Maica Domnului, care tot așa, ea nimic nu-i refuzată la Dumnezeu. Și atunci orice, când Maica Domnului, mamă, când o strigăm, ea imediat, copilul meu, ce ai nevoie? Imediat sare. Și atunci o avem pe Maica Domnului ca mamă și pe Dumnezeu ca tată. Și atunci, nu mai frică de ceva, avem, cum se zice, suntem ținuți așa, în brațe. Și nu mai este frică de moarte, de nimic. Ne aflăm de altfel în grădina Maicii Domnului și vorbeați dumneavoastră despre îngeri la un moment dat. Îngerul, fiecare om are un înger. Și îngerul poate fi duhovnicul, îngerul poate fi mama, îngerul poate fi tatăl, îngerii pe care Dumnezeu ni-a lăsat aici pe pământ. Deci ce se întâmplă? Ca să nu încurcăm una cu alta, noi la Sfântul Botez primim un înger păzitor. Ăla e nelipsit cu noi, dar în momentul în care păcătuim, se depărtează, nu pleacă. Dar zice, de ce se depărtează? Nu că vrea el. Dar ne ducem noi în partea întunecată. Ne îndepărtăm de fapt și noi el, de el. Da, el e curat.
El e sensibil, zice, dacă am vedea îngerul păzitor, cât e de fin, cât e de sensibil, nu poți să-l asemeni cu ceva omenesc, zice, și el nu suportă mirosul urât, că păcatul, zice, în momentul în care îl faci, împrăști un miros urât. Și el nu suportă asta, adică ca și cum e ca un suflu care îl îndepărtează de noi. Și zice, în momentul în care noi facem păcatul, are puterii diavolului asupra noastră. Se depărtează îngerul și ne ia diavolul sub, așa cum se zice, brațele lui întunecate și ne împinge din ce în ce mai mult în noroi. Și atunci îngerul ăsta păzitor, el este alături de noi, dar zice, în momentul în care noi greșim și diavolul are puterea asupra noastră, el plânge și se roagă la Dumnezeu, pentru că el e oarecum responsabil de noi. Și, Doamne, te rog, fă-l pe omul ăsta să înțeleagă, să plece din lângă diavolul, să-l pot iară lua în brațe, să am grijă lui. Deci tot timpul el e nelipsit de noi. Dar în funcție de, cum zice, toată lupta omului se dă în inima lui. Între partea bună și partea întunecată. Și zice, noi dacă ajutăm pe diavolul, facem faptele lui, facem toate, ni preia el și atunci ne îndeamnă din ce în ce mai rău. Dar dacă noi facem binele, zice, ne ia îngerul în brațe și atunci nu-l mai lasă pe diavolul să apropie de noi. Totul depinde de noi, adică să ajutăm la lupta asta între bine și rău. Și atunci, deci ăsta e îngerul nelipsit. După aceea, omenește luat, adică Dumnezeu, ca și copii, vezi, ce face Dumnezeu? Ne-a încredințat, iar revenind la mamă. Pentru că mama are o sensibilitate și zice, mama are cea mai apropiată dragoste jefelnică de cea cum e a lui Dumnezeu. Din cauza că ea atât de mult merge cu jertfa, în caz de copilul în pericol, ea se pune în față, ea nu contează moare, ea să apere copilul. O căzut copilul într-o apă de 3 metri, ea nu contează că nu știe să înnoate. Direct acolo sare să-l salveze. Dacă îl pui pe tata, zice, asta e să-mi scoceasul, să mă discălci, el mai gândește. Deci nu are dragostea aia jertfelnică, pe când mama e în stare de orice. Și vedem că copilul, unde a fost pus? În burta mamei. De ce? Pentru că mama poate să-l protejeze cu mâinile, ci întotdeauna protejează burta, locul cel mai sensibil. Și de asta, zice, foarte greu să zicem, vor fi pedepsite mamele, care i s-au încredințat copilul ăsta în burtă să aibă grijă de el și el omoară. Adică devine tocmai locul ăla de protecție, devine loc de crimă. Că asta este de fapt. Și atunci o să fie mare o sândă la mamele care Dumnezeu spune, măi, eu ți-l-am dat să ai grijă de el, unde e copilul ceala, ce-ai făcut cu el? Pentru că ăla trebuia să vie în lume. Și de asta mama are răspunderea asta. Și după aia vedem, mama are grijă de el, are cutare. Deci o putem asemăna ca un înger pentru copil, pentru că ea... Vedem ea tot timpul, dimineață, noaptea, de câte ori sare în somn dacă copilul se mișcă, după aia dimineața repede, se dea laptele, dacă după aia o crescut, duce la grătiniță, la școală, ea se scoală cu o oră mai devreme, îi face cald, îi pregătește, soțul îți duce la muncă, ea pregătește, ea 24 din 24 e angajată fără să fie plătită. Telefonul meu este mărturie a acestei iubiri, pentru că mama sună în permanență, ai mâncat, da, te-ai îmbrăcat, asta, deci, mama ai ajuns are grijă, da, mama are grijă de toate, măi, copilul, să nu-i lipsească. Deci ea tot timpul, vedem, pregătește soțul, pregătește ceea, după aia când vine acasă să aibă mâncarea caldă, hainele să fie curate, deci nimeni nu poate să ia locul mamei. Deci altceva, că angajezi tu o bonă sau nu știu ce e plătită, dar să-ți lucreze gratis. Deci soțul nu poate să înlocuiască ceea ce face mama. Că știu un caz, că era tot o familie și el muncea 8 ore, omul liniștit și vinea acasă. Avea 5 copilași. Unul era chiar micuț acolo, de câteva luni, cum se zice. Și el când vinea acasă, se dezbrăca, se trântea în pat, striga unul din copii, bă, scoate-mi papuci din picioare și el dădea drumul la televizor și nevastă, adă-mi un pahar de apă, pune mâncarea. Și asta, săraca, îți dai seama, 5 copii ăla mic, uneori îl schimba pe ăla mic și spunea, măi, nu pot, du-te ia-ți tu. Da, că stai tăte ziua degeaba acasă și eu am muncit 8 ore și acum nu ești în stare să-mi dai. Tot timpul îi spunea lucrul ăsta, stai degeaba acasă. Și Dumnezeu, văzând răbdarea ei, după un timp, o îngădui să îmbolnăvească. Și fiind cu ăla mic, l-a luat în spital și s-a dus. Și a rămas el acasă cu ceilalți copii, care erau destul de mici și așa. Și omul și-a luat o săptămână concediu, să aibă grijă de copii. După 3 zile, a venit în spital cu un cap așa de mare și a spus, nevastă, fă-te bine și vin acasă că nu mai pot. Dar de ce că ți-ai luat concediu? Ce concediu? Zici, copiii flămânzi, ni murdar în casă, mâncare nu făcută și nu mai rezist, te-ți țipă, te-ți urlă, te-ți strigă mama, zici, nu mai rezist. Dar zici, stai degeaba acasă. Ce degeaba acasă?
Deci el nu a rezistat mai mult de 3 zile, ceea ce făcea ea, plus că l-avea și pe el pe cap și reproșa permanent, stai degeaba acasă. I-a rânduit Dumnezeu așa să vadă și el ce înseamnă statul ăla degeaba acasă, să ai grijă de toți și la urmă din ce rămâne pe casă să mănânci și tu ca mamă. Adică tu să fii, cum zice, slujitoarea tuturor și neapreciată și neplătită. Da, să faci din dragoste. Deci se vede aici că numai dragostea poate să facă lucrul ăsta. Că doar nu faci din altceva. Din dragoste față de copii, din dragoste față de soț. Și asta înseamnă jertfelnicie. Da, și cum am revenit, deci da, în primul rând asemănăm dragostea mamei după cea lui Dumnezeu. Deci mama poate fi numită un înger acasă prin tot ce fac. Și după aia poți să fii bunica, că foarte mare rol are, acum asta s-a separat de o perioadă încoace, tot lupta mare de a supăra bunicii de nepoți. Pentru că bunicii au o istorie în spatele lor, au o experiență, au o răbdare adunată și sunt cei mai, cum să zice, în măsură să-și educe nepoții. Și atunci nepoții iau direct de la sursă tot ce trebuie, răbdarea bunicilor, înțelepciunea bunicilor, dragostea bunicilor, că se formează mai ales bunice, dacă au nepoți în jurul lor întineresc. Și lor li lungește viața și atunci copiii devin, cum se zice, nepoți și ei. Eu am întâlnit o grămadă de cazuri în țară, din nepoți, care le-au murit bunicii. Deci ani de zile au trecut și încă nu pot să depășească lucrul ăsta. Și ce a însemnat bunicul? Chiar o tânără care pare vreo 25 de ani, e profesoară la o școală și îmi spunea, și cât m-a iubit bunicul, că erau ciudă la toți din casă până și la părinții ei pe ea, că bunicul cea mai multă dragoste oferea ei ca nepoată, oricine, nepoata, cu tare. Și spunea ea, zice, și acum plânge după el când a murit el de vreo 3 ani. Și încă plânge după el. S-au întâlnit alt, îmi spunea cineva, am întâlnit o familie și avea o fată de 16 ani. Și zice, părinte, îmi spune mama, stai un pic de vorbă cu ea, că zice, eu murit de jumătate de an bunicul și nu mă mai înțeleg cu ea. În fiecare zi duce la cimitir și povestește seara tot ce a făcut în ziua aceea. Zice, cum a fost ea obișnuită? Zice, că în ultimul an bunicul a fost bolnav, a fost mai mult la pat. Și era păpușa ei. Ea vinea, îl machia, îl aranja pe bunicul, îl făcea. Ăsta sta ce vrea nepoata. Era orice, ei povestea orice lui bunicul. Și deodată bunicul a dispărut. Și ea, zice, s-o certa și cu Dumnezeu și cu toate. Ei, am stat eu vreo oră de vorbă cu ea, am încercat să o încurajez, o plâns ea toate și a doua zi îmi spune maică-sa, părinte, știu tot ce i-ai spus. Zic, dar de unde? Zice, am fost cu ea la cimitir și o povestit lui bunicul tot ce i-ai spus. Adică ea încă, cum se zice, nu putea depăși lucrul ăsta. Asta înseamnă când bunicul a fost alături și, cum se zice, i-a oferit. Sau îmi spunea iară, tot o fată revin. În perioada asta, anii ăștia care au fost acum, când îi roa repede în spitale, închidea și mureau pe acolo, cu așa zisa boală acum, cu toată istoria, și îmi spunea o tânără, la vreo 30 de ani, deci 29 de ani, cam așa, când i-l-a luat pe bunicul și l-a dus în spital, și știa că era grav, că nu se știe dacă mai iese, se ducea în jurul spitalului, nu-i dădea voie să intre și striga de una. Bunicule, bunicule, dacă mă auzi, ieși la un geam până o răgușit. Și după aia, a doua zi, ca să-i spui, domnule, în sac, a murit. Putai, zice, și-a trecut ceva, acum când am întâlnit eu vreo 2 ani și încă plângea și îmi povestea. Și toată noaptea am plâns și am strigat în jurul spitalului. Deci nu putea, adică, zice, cât m-a iubit bunicul, spunea, adică, da, mă, m-a iubit și lans, dacă bunicul nu m-a mai iubit nimeni. Adică câte legături se formează. Ei, și acum tot se formează tot felul de căi de a-i separa. De a fractura această iubire. Da. Tocmai asta, frumusețea asta, dragostea asta între bunici și nepoți sau altceva, pleacă în străinătate și au copiii acolo și bunicii rămân singuri, nepoți dacă îi văd o lună de zile pe an pe bunici și se taie legătura asta și săracii de ei suferi și bătrânii mor înainte de vreme pentru că nu mai au legătura asta cu nepoții, copiilor, adică se mai întinerească și ei și atunci ușor, ușor se distruge totul, se taie rădăcinile. Dacă pierdem o persoană și vărsăm lacrimi la cimitir. Cel care a plecat aude lacrimile noastre? Deci lacrimile alea se facem o diferență. Zice, să nu fie lacrimi biciud împotriva lui Dumnezeu, că de ce mi l-ai luat, cum știi, că atunci ajungem să-i facem și rău la persoana aceea. Zice, lacrimile alea să fie așa, de dorul față de ei, să zicem. Că, na, ți-i doră, e o persoană dragă, a plecat, da,
plângi acolo că ți-i dor cu tare, dar fără să cârtești împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, că e normal, te discarci, te așa, te liniștești. Și dacă vrei să ajuți și ai iubit persoana aceea, te rogi la Dumnezeu pentru persoana aceea, începi să faci milostenii la săraci pentru persoana aceea ca să roage și ei și începi să duci pomeniri la biserică ca să facă preot acolo pomeniri, să fie pomeniți și la Sfânta Liturghie, ca să-l ajuți oriunde o să fie persoana aceea, să fie ajutată. Iar dacă în rai, o să îi se dea cinste și mai mult acolo, deci poți să o ajuți în felul ăsta cel mai mult pe persoana care a plecat. O femeie, pentru că vorbeați despre un păcat mai devreme, păcatul avortului, o femeie care renunță la o sarcină, cum găsește iertare de la Dumnezeu? Zice aici, tot prin spovedanie, prin căință, să nu mai repete lucrul ăsta, da, zice, să dizleagă, să iartă, dar o să mai aibă un hop la Dumnezeu. Când dă față în față cu Dumnezeu, de ce? Că am citit univa, zice, sufletul ăsta care a venit pe pământ, chiar de nu a apucat să trăiască, de scânteia dumnezească, a fost trimis în burta mamei, că a fost ucis și trupul ăsta, deci, l-a aruncat, dar sufletul ceala, nu se mai duce cum fac ăștia în yoga, așa, asta reîncarnare, că se duce în alt trup. Nu există. Fiecare, de asta zice, microcosmă, fiecare om. Deci odată vine pe pământ și pe aia se întoarce la Dumnezeu și asta-i. Și acolo rămâne în veșnicie. Ei, sufletul ăsta se întoarce la Dumnezeu și spune că acolo la Dumnezeu toți o să fim la vârsta Mântuitorului. Nu o să fie copii și bătrâni. Toți la vârsta asta, adică de asta raiul o să fie într-o frumusețe. Și atunci ăsta care în burta mamii nu a apucat să iasă, o să ajungă la vârsta de 30 de ani, vârsta maturității. Și tu o să-ți întâlnești acolo în fața lui Dumnezeu când te duci la judecată pe copiii ăia 1, 2, 3 care i-a avortat. Și aceea ce o să facă? Pentru că ei nu au apucat să bucure de viața asta pe pământ. Și o zic că, Doamne, nu ierta pe mama pentru ce au făcut, pentru că mie nu mi-a dat dreptul să mă bucur. Și tu întâlnești acolo la Dumnezeu pe copilul tău care e avocatul acuzării. Și atunci depinde de Dumnezeu, de mila Lui și de pocăința care ai făcut-o ca să treci mai departe de hopul ăsta. De asta spune că e unul dintre cele mai mari păcate, pentru că ai oprit o viață. Vezi că aici pe pământ, cum la o crimă, ți-o dat 20 de ani. Sunt țări care te condamnă și pe tine la moarte sau toată viața în închisoare. Deci pământește. Și asta e același lucru. Și eu zic că e mai mare, știți de ce? E crimă cu premeditare. Pentru că tu îți calculezi, îți gândești, te duci și plătești pentru treaba asta. Deci e mult mai mare. Și atunci ai un răspuns mare dat în fața lui Dumnezeu. De asta zic și cei care au făcut lucrul ăsta, femeile astea sau și bărbații au, când a condemnat la lucrul ăsta, au același păcat. Și atunci, zice, trebuie să căiască toată viața. S-o spovedit, iartă Dumnezeu, dar ca să, la momentul ceala, să nu mai existe nimic, adică tot timpul, de câte ori ți-amintești, să-ți ceri iertare la Dumnezeu și să nu mai repezi lucrul ăsta și dacă poți și întâlnesc cazuri care vor să facă lucrul ăsta, să le ajut, să le încurajezi să nu facă lucrul ăsta. Că prin felul ăsta, salvând alți copii, îți ierți păcatul ceala. Care este cea mai puternică rugăciune? Rugăciunea inimii, vorbesc mulți despre rugăciunea inimii și despre puterea ei. Știți care e cea mai puternică rugăciune? Care pleacă din inimă. Deci dacă tu, cum exact un lucru, îi spui la un om din inimă, păi ăla se cutremură. Că tu i-ai spus că de asta e vorba la un bătrân, ci că tătuțule, ci pleacă de la inimă, la inimă se duce. Adică tu dacă din toată inima, cum se zice, strigi la Dumnezeu, exact este un loc în Sfânta Scriptură la Moise, când erau, cum se zice, în pustie, cum erau la trecere la Marea Roșie, când avea nevoie Dumnezeu, cum Moise de Dumnezeu, și nu zicea nimic, așa, îl vedeau pe Moise că stă așa, și răspunde Dumnezeu, Moise, de ce strigi la mine? Deci Dumnezeu auzea ca pe o strigare și el nu spunea nimic. Deci pleca de la inimă, unde, Doamne, unde ești? Nu vezi că e gata să ne omoare aceea, ce faci, Doamne? Deci el striga din toată inima. Asta înseamnă nu că strigi cu voce tare, nu, să pleci de la inimă și indiferent care e rugăciunea, că ai spus Tatăl nostru, că ai spus Doamne, miluiește, că ai strigat Maica, Domnule, ajută-mă, că ai spus Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă, să fie din inimă.
Că dacă tu nu știi tu ce ai spus lui Dumnezeu, stai și te gândești la a face și tu citești rugăciune, pe cum să te înțeleagă Dumnezeu când tu nu te-ai înțeles ce ai spus? De asta rugăciunea cea mai puternică să plece din inimă și da deoparte grijile astea. Adică, Doamne, când stau de vorbă cu Dumnezeu, apă stau de vorbă cu Dumnezeu. Dacă era în timpul înainte când spunea te duceai la un împărat și cu câtă grijă stăteai în fața lui să nu greșești cu ceva, să fii atent la orice gest al lui, la orice ce, dar la împăratul Dumnezeu. Și asta ce se întâmplă în biserică. Te-ai dus în biserică unde coboară Hristos pe pământ cu tot cerul și tu stai și la bârfă cu vecinul în biserică. Nici nu-l bagi în seamă pe Dumnezeu. Sau stai și îi judici pe ceilalți cum au venit îmbrăcați. Sau nu știu ce faci. Adică tot ce faci tu, de fapt ajungi și îți aduni o sândă în loc să faci ceva care să-ți fie de folos. Ne putem ruga oriunde? Într-un autobuz, într-un... Nu numai la biserică, într-un spital, așteptând să intrăm la medic, ne putem ruga oriunde. Ce se întâmplă? Sfântul Apostol Pavel ce a spus? Neîncetat vă rugați. Și asta ce înseamnă? Că doar știa că nu suntem toată ziua în biserică. Neîncetat vă rugați. Adică nu contează loc în care să nu poți să te rogi. Orice unde, ești pe drum, transformă tot în rugăciune. Dar ca om, tu nu reușești tot timpul doar să zici rugăciune. Dar trebuie să transform viața ta într-o rugăciune. Te-ai trezit dimineața, slavă ți-i, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai trezit și azi. Ce zi frumoasă mi-ai dat, Doamne. Adică transformă toate astea. Vezi, ieși pe drum, vezi oameni, slavă ți-i, Doamne, uite cât se bucur oameni, aleargă toți. Adică transform totul. Întâlnești un om, Doamne ajută creștinii, ce faci vecini, să ai o zi bună. Ei, și asta e rugăciune. Vezi. Ce vezi, natura asta, Doamne, ce frumoasă ai făcut, îți mulțumim, Doamne, că ai grijă de noi. Adică transformi tot în rugăciune. Nu poți asta, începi să cânți ceva. Ei, toate astea le transformi în rugăciune. Și atunci ai și momentele alea în care stai tu cu minte în colțul tău. Eu de asta spun, nu numai cu cartea în mână. Încearcă seara, când se liniștesc toți, să te pui în colțul tău, în fața icoanei Maicii Domnului și stai de vorbă cu ea, Maica Domnului. Știu că asta am supărat, uite, m-am supărat pe ăla, n-am fost atent copiii, put la serviciu, cu ta, iartă-mă, Maica Domnului, și mijlocește la Hristos acolo, cum știi tu ca mamă mai bine, și ajută-mă să mă îndrept. Și uite, știi, mai am problema aia, copilașul mi-e bolnav, sau soțul, uite, problema cu tare, îi spui Maicii Domnului ca unei mame. Ei, asta se duce exact la inima Maicii Domnului. Și atunci, noi ne încetăm, ne rugăm, prin toate gesturile noastre, seara înainte de a dormi. Să ne adun cu telecomanda în mână. Închide toate, fă o rugăciune, fă semnul cruce și pe piernă, pe copilașii tăi, toată casa ta, frumos, să ai candela aprinsă la icoana Maicii Domnului și ia și te odihnește. Ia gândiți-vă, tu în camera acolo unii dormi, dacă ai o icoană cu Maica Domnului și o candela aprinsă, să zicem că noaptea te-ai trezit, ai deschis ochii. Dacă tu într-o cameră unde e întuneric și doar icoana Maicii Domnului și candela aprinsă, ce vezi în camera aia? Vezi, îți fug ochii la Maica Domnului, pentru că doar acolo e lumina. Ei, și te odihnești, știu, Maica Domnului, ajută-mă și adormi iară. Te-ai trezit iară, iar același lucru. Deci acolo îți fug ochii, dar dacă tu ai, nu știu ce, televizorul deschis sau nu știu ce, te-ai trezit acolo, îți fug ochii și adormi cu imaginea de acolo. Și alta să adormi cu imaginea Maicii Domnului, câtă liniște ai și pisti toată casa ta. Mărturisea părintele Vasile Ioana într-un dialog anterior faptul că la un moment dat s-a întrebat cât trebuie să te rogi și cum trebuie să te rogi și că un părinte în vârstă de la Mănăstirea Neamții a spus, părinte, te poți ruga în permanență și este foarte simplu să te rogi. Pune înaintea fiecarei afirmații Doamne Dumnezeule sau Bunule Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, indiferent că mergi la oficiu poștal și întrebi dacă ți-a venit o scrisoare acasă, indiferent ce faci, Doamne Dumnezeule. Da. Și e o rugăciune în sine. Da, sau altceva. Putem pune fiecare, acum cum privește, putem pune slavă ție, Doamne. Slavă ție, Doamne. Indiferent, că vine unul și zice, îți dă o bucată de pâine, slavă ție, Doamne. Vine unul, strage o palmă, spui, slavă ție, Doamne. Adică să transformi totul în slavă ție, Doamne, și cele bune și cele care par mai puțin bune. Adică noi dacă spunem slavă ție, Doamne, exact cum a făcut Iov în toate necazurile, ce spunea? Slavă ție, Doamne. Dacă Domnul a dat, zice, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Adică în toate, noi să-L slăvim pe Dumnezeu, că atunci dacă spun slavă ție, Doamne, în toate. Adică noi înseamnă că îl slăvim pe Dumnezeu indiferent cine dă.
Și atunci Dumnezeu are grijă, dacă vede că noi tot timpul facem lucrul ăsta, are grijă ca să nu ne lipsească nimic. Pentru că noi îl slăvim totdeauna. Și când avem mult și când avem puțin, noi îl slăvim. Și atunci are grijă Dumnezeu să îngrișească de toate. Pentru că Dumnezeu e bun. Și atunci El, bun, nu vezi că un om când îi spui că e bun, înseamnă că omul ăla e plin de bunătate. Dar când spunem că Dumnezeu e bun, adică tot timpul e cu brațele deschise să nu ne lipsească nimic. Mulți ar putea fi contrariați acum când vă ascultă, când afirmați că spuneți slavă ție, Doamne, indiferent ce îți dă. Poate și primești o palmă, dar nu noi ne rugăm, că noi într-adevăr ne pierdem răbdarea și noi ne rugăm lui, facă-se voia ta, dar de cele mai multe ori așteptăm voia noastră și când se face voia lui, în interesul nostru, poate nu aflăm atunci pe moment că va fi... este poate situația cea mai fericită pentru noi, noi ne mâhnim pe Dumnezeu și nu așteptăm de fapt voia Lui, așteptăm voia noastră. De asta spune, cu orice rugăciune care o facem, noi să o încheiem așa. Doamne, noi cerem, noi cu tare, cu tare și la urmă să încheiem, Doamne, dacă e voia Ta. Să fie întotdeauna după voia Lui Dumnezeu, pentru că voia noastră e voia asta omenească, care întotdeauna are egoism în ea și interes. Deci dacă se poate, Doamne, dă-i și vecinului, cum se zice, o Dacia, dar dă-mi un BMW, știi? Adică totdeauna egoismul ăsta predomină, așa suntem noi oameni slabi. Adică nu zicem, Doamne, mulțumesc, Doamne, mie mi-ai dat de ajuns, dă și la ceilalți, Doamne, lasă-mă pe mine, lasă, întâi ocupă ceilalți și pe ceau toți, dă-mi și mie, Doamne, ce crezi Tu? Nu, noi totdeauna, Doamne, vezi, noi să avem, ca pe după aceea, că zice, era într-un loc cu un om de ăsta, cu vilă, cu trei mașini în garaj, cu toate posibilitățile, și avea o fetiță și el de 7-8 ani acolo, și avea un vecin care era parcă pus anume, o cocioabă de aia, avea 7 copii, amărât acolo, nevasta bolnavă, deci era la el doar sub un acoperiș. Și amărât și săracul de pe o zi pe alta se chinuia să pui pe masă. Și acum a venit Crăciunul, nașterea Domnului, și era chiar în ajun. Și omul ăsta și-a fetița, masa bogată, pregătit, frumos, și-a fetița alătura și hai să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat. Bun, până aici, Doamne, îți mulțumim pentru toate, uite-ne-ai, nu ne lipsește nimic, avem totul plin, din belșug, dar mai avem o rugăminte, Doamne, dacă tot e Crăciunul și dă-i ceva de mâncare și la vecinul ăsta, cu te are 7 copii și n-au ce pune pe masă. Și atunci fetița îl trage de mâine, că tati, tati, ce? Și dar de ce îl necăjești pe Dumnezeu cu lucrurile astea pe care putem să le facem noi? Adică el nu lua din atâtea cât i-a dus Dumnezeu să din ducă și el acolo, lui. Să pui, cum se zice, într-o roabă ceva, să ducă și la vecin să aibă ce mânca de Crăciun. Nu, el și-a făcut datoria. Era un fel de asta, gata, eu mi-am făcut datoria, am spus lui Dumnezeu să o ocupe. Dar și Dumnezeu să o ocupe de acolo de unde nu mai putem noi. Atâta timp cât noi putem face ceva, Dumnezeu nu se bagă. Deci dacă tu ai posibilități și în jurul tău ai 3 familii care nu au, și tu vezi că la tine prisosește, înseamnă că Dumnezeu te-a pus între ei ca tu să te ocupi să aibă și ei ce mânca. Nu intervine Dumnezeu, dar ți-a pus ca să-i vezi că ăia mor de foame și tu ai, ca să nu ai în fața lui Dumnezeu, Doamne, dar n-aveam pe cine ajuta. Ba nu, ei văzut în fiecare zi că le-i foame și nu le-ai dat. De asta Dumnezeu zice, intervine de unde nu se mai poate omenește. De asta zice, Dumnezeu te lasă, ai o problemă care poți să o rezolvi tu. Te lasă să o rezolvi. Ți-o da minte, ți-o da putere, adică ai de făcut, ai de săpat ceva. Da, Dumnezeu te ajută acolo. Faci o cruce, Doamne ajută și te apuci. Nu se apucă Dumnezeu să-ți țapi grădina. Ți-o da ție puterea asta, dar de unde nu mai poți tu? Ai o boală care tu nu mai ai și doctorul spune că nu mai ai ce face. Ei, atunci intervine Dumnezeu dacă ți-ai pus nădejdea în El și poate să-ți ia și boala aceea. Deci Dumnezeu poate de acolo cât timp putem noi omenește, dar să nu uităm să-i cerem ajutorul. Pentru că noi suntem slabi ca oameni și atunci dacă spui Doamne ajută, ajută-mă Doamne să fac lucrul ăsta, luminează-mă Doamne să fac lucrul ăsta, proiectul ăsta, să rezolv problema asta și atunci Dumnezeu, dacă noi cerem ajutorul, ne pune în minte, ne dă puterea să facem. Și de unde nu mai putem noi interveni el. Și pot apărea în acest fel și miracolele în viața noastră. Dar miracole normal. Ceea ce noi nu noi putem percepe, nu putem cuprinde noi spunem, cu rațiunea. Știți cum? Minuni. Miracole e un cuvânt un pic care nu-i din cadrul ortodoxiei, adică nu sună nu știu cum. Noi în cadrul ăsta duhovnicesc, adică sunt cuvintele care sună mai frumos, cum să zicem, minuni.
Adică vezi că o minune a lui Dumnezeu, adică s-a întâmplat o minune, s-a făcut, nu s-a întâmplat, s-a făcut o minune, când întâmplări nu sunt în viața noastră, toate sunt o rânduială a lui Dumnezeu. Deci minune, vezi că ai cancer și te-ai dus la icoana Maicii Domnului și te-ai rugat acolo și te-ai dus a doua zi la doctor și spune, du-te, domnule, de aici, du-te acasă că tu n-ai nimic. Domn doctor, de asta energie mele, o fi de la altul, tale nu, scute, tu ești sănătos. Adică nici ei nu mai pot explica. Și atunci, pentru că nu știu ce să spun, dacă l-au pe Dumnezeu, spune, măi, mai o vorbă la greci. Și băi, ai un sfânt tare, ziceva, care se ocupă de tine, de zice că s-a rezolvat problema. Dacă nu crede nimic, spune, domnule, s-a întâmplat, a fost ceva, o greșeală de analiză, că tu, de fapt, n-ai nimic, știi? Care acceptă, înțeleg lucrul ăsta, pentru s-o grămadă de minuni, sfinți care se arată. Adică și pe aici era la Sfinții Rafael, Nicolae și Irina, de aici, cazuri am întâlnit, care spunea, domnule, eram în pat, eram zdrobit tot de accident de mașină și mi-a lăsat mama o carte cu minunile Sfinților Rafael, Nicolae și Irina și zice, am deschis-o și eu și am început să citesc și m-am minunat, măi, dar chiar așa fac Sfinții ăsta? Sfinților, dacă chiar e așa cum spun ei și existați, faceți cu mine ceva, că doctorul a spus că nu mai am mult, avea jumătate de cap zdrobit, avea omul, deci era praf. Și zice, dacă chiar așa, zice, na, arătați-vă să vă văd și eu. Și nu trece mult și apare Sfântul Rafael în fața lui. Și s-a speriat așa, l-a văzut că stătea și în aer la jumătate de metru, știi? Și zice, când dacă avea o asistentă tot timpul aproape, că el era în starea care era, și zice, soară, vine, uite-l, uite, cine ai? Zice, liniștește asta, zice, bă, săracul, cred că a intrat, fiind lovit la cap cu tare, uite-l, părintele, în fața mea. Zice, uite, asta nu vedea nimic. Și am la un timp s-o liniști, că Sfântul îi zâmbea. Zice, auzi, chiar ești real? Îl întreba. Zice, vină mai aproape să te văd. Și-a venit, l-a pipăit și-a văzut că îl simțea, că așa, chiar de, adică nu știi ce cu tare. Și zice, avea o privire blândă și ochi albaștri, care era Sfântul Rafael, că l-au făcut în timpul vechi, parte, a fost un fel de general în oastea bizantină, după aia a renunțat la toate, s-a făcut călugăr și-a ajuns la sfințenii și după aia mucenicie. Și după aia i-a spus, da, o să te fac bine. Și s-a trezut ăsta după aia când îi fac ăștia analizele, că era capul pus la loc, era toate rezolvate, nu ne-a credit la doctor. Deci, se fac o grăvadă de minuni, dar trebuie credință și numai atâta nădejde, că Dumnezeu poate să facă lucrul ăsta, dar când vrea El. Noi să nu ne pierdem nădejdea. Și multe minuni se fac. Dacă am întâlnit o femeie acolo care avea la aghiazma Sfinților Rafael, că am fost în câteva rânduri, au fost multe minuni, și povestea aia, zice, mă, a venit o bulgăroaică cu fiica ei aici, deci, de fapt, fiica o adus-o pe bulgăroaică că era oarbă. Și a spus, mă, mama e oarbă, uite așa, o adus-o acolo și atunci femeia aceea era o bătrână care ea avea grijă la aghiazmă și, mă, na, uite, spălați-vă, ia, du-o pe mama acolo la aghiazma Sfântului și speli pe ochi. Și zice, uite, să stea la Sfânta Liturghie în fiecare zi, să împărtășească, să spovedească și o sta trei zile, s-o împărtășit în fiecare zi și vinea și spăla. A treia zi vine și se spală cu aghiazmă și deodată o vede că ridică privirea și spune, văd, văd, îi pipăia, îi cutare, zice, văd, deci o reveni vederea, ea care era oarbă complet. Ce nu poate să facă sfință? Prin harul lui Dumnezeu. Deci o grămadă de minuni. Dar dacă ne gândim că sfinți să facă atâtea minuni, câte minuni face Maica Domnului, care ea nu-i refuzată niciodată? Sfântul Munte e un altar al minunilor. Există o minune, se spune, minunea chemării Atosului. Odată ajuns pe Atos, te vei întoarce. Deci asta am întâlnit mulți care spunea, părinții mei, am dorit și eu odată în viață să ajung în Atos, slavă ție, Doamne, mulțumesc Maica Domnului. Zice, mă liniștesc de acum, gata. Și le vedeai după jumătate de an, după un an iară, părinte, n-am putut. De cum am ieșit de la Uranopole, am început să-mi fac planul când se revin din nou, zice. Adică începe ceva, o schimbare în viață și eu de asta le spun la mulți, măi, când mă întreba, părinte, cu ce gând plecăm de aici? Zic, uite care-i treaba. Dacă ți-o îngădui Maica Domnului să ajungi în Atos, înseamnă că vrea ceva de la tine. Vrea o mică schimbare în bine. În viața ta, când te duci acasă, ceva un pic, cât acolo șurubul ăla să-l întorci spre bine, un pic să fii mai bun, o rugăciune în plus, o nădejde mai mult la Maica Domnului, acolo unde n-avea icoana Maicii Domnului s-a aprins, să pui o icoană, să aprins o candelă care să fie ca o jertfă din partea ta, acolo cu ulei, nu de aia cu beculeț, cu nu știu ce, ca să fie comod, să existe acolo ceva, să faci și tu ceva din partea ta și atunci Maica Domnului o să te lasă și a doua oară, și a treia oară să ajungi în, și o să schimbi și viața.
o să vezi că toate devin mai frumoase în familia ta, în viața ta, în toate ale tale, adică altă, vezi că se schimbă ceva. Și de asta, pentru că aici Sfântul Munte nu e orice ci, vezi că e numită Sfântul Munte, grădina Maicii Domnului. Și vedem că e spus Sfânt, e singurul munte care e numit Sfânt. Adică nu că, să zicem, muntele ăsta s-au simțit bolovanii de la sine sau nu știu ce, nu. În primul rând o păși Maica Domnului aici în Sfântul Munte la timpul ei și după aceea, în timp de 2000 de ani, sute de mii de călugări aici care, prin toate găurile, prin toți munții ăștia, peste tot s-au nevoit, au plâns, s-au rugat, au stat acolo, au trecut și Atos sub turci, câți au fost omorâți călugării că rămăsese numai nu știu câți prin Atos. Deci au trecut prin toate, deci Atosul. Și plus, și la ora actuală, să ne gândim, sunt 20 de mănăstiri mari, vreo 16 schituri și plus sute de chilii din astea cu bisericuțe. Și sunt aproape, în majoritatea, să face liturghie în fiecare noapte. Ei, ca să facă sute de liturghii în fiecare noapte, sute de rugăciuni, privegheri la toate astea, la sfințe mari, la toate praznile împărătești, adică să ai sute de privegheri în atosul ăsta. Adică devine ca o făclie de foc care se înalță la cer. Ei, și lucrul ăsta, adică atrăgând harul lui Dumnezeu, cum se spune că la fiecare liturghie care coboară cerul pământ, desfințești orice piatră și nu numai asta, dar aerul de aici, deci se simțești, oamenii simt, spune, părinte, parcă altfel respir, parcă mi s-a luminat mintea, parcă ceva se schimbă. Deci cumva, exact ca și cum intri într-o parfumerie, tu care n-ai nicio treabă și nu cumperi nimic. Și stai o jumătate de oră și te învârți pe acolo și când ești de acolo te întreabă toți, bă, dar cu ce te-ai parfumat? Pentru că tu ai luat din mirosul cealaltă de acolo fără să faci și fără să cumperi nimic. Ei, la fel și Natos, doar trecând pe aici o zi, două, trei, ceva se schimbă înăuntru tău. Ceva vrei și tu să devii mai bun, vrei să păstrezi ceva din ce ai luat de aici. Și asta depinde de fiecare, de asta le spun la toți, băi, fiți albină cei care veniți în Natos, ca să luați exact cum e aia din flori, ce e bun. Nectarul. Tot ce iubirii. Puteți, zigluați, rugați-vă, bucurați-vă că ați venit în Atos, participați la toate slujbele care, unde dormiți acolo să fac slujbe, participați la ele, rugați-vă, lăsați grijile, lăsați telefoanele, zic, trăiți momentele, cealea cât puține, după aia ai tot restul anului care îl trăiești iar în lume, dar clipile astea trăiește-le frumos și trăiește-le dezlipit de toate grijile alea lumești. Adică, fii în legătură cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, nu supăra, nu deranja unde te duci, fără pretenții, fii acolo simplu și fii tu omul ăla. Nu contează, poți să ai o funcție, nu știu unii, poți să fii ceva, nu contează asta. Fii omul ăla simplu, creștinul ceala care a venit în grădina Maicii Domnului, te-a primit și încearcă să te folosești, să pleci cu folos. Ați răspuns și primei întrebări atunci când la începutul discuției am promis că vom răspunde la întrebarea ce ar trebui să luăm de aici ca pelerini și să ducem acasă, să ducem în lume. Și ar trebui să luăm acest aer, această sfințenie, această mireasmă se discute, da. Și schimbându-ne pe noi, exact cum spuneați dumneavoastră, să-i schimbăm și pe alții. Da, dar nu se poate lucrul ăsta că mulți și-au format idei de asta, că îi spun lui Dumnezeu și atât. Nu! Deci fără tainele bisericii, scurt, fără tainele bisericii, care e spovedanie, să fii botezat, după aia cununie, să fii cununat, dacă ești așa în familie, să participi la Sfânta Liturghie, să te spovedești, să te împărtășești, adică să ai legătura cu tainele bisericii cât de des, cât mai des, cum se zice, mai ales te spovedești, te împărtășești, să nu lipsești la biserică, asta înseamnă o schimbare a vieții pe neobservate. Și atunci începi să trăiești. Și dacă trăiești lucrul ăsta, trăiești cu Hristos, cu Dumnezeu, cu toate astea, deci nu mai poți să faci rău, nu te lasă să faci rău. Pentru că încet, încet, începi să schimbi mintea, inima, începi să fii mai bun, transformi toate astea, exact eu le spun, astea nu se observă, asta e ca iarba. Tu ești la iarbă, poți să te uiți non-stop, 24 în 24, tu n-ai să o vezi crescând, dar ea crește. Și atunci dacă tu faci o distanță, să zicem, de 2 săptămâni, nu te-ai uitat la iarbă, bă, stai că era atât așa cum ai atâta. La fel se întâmplă, tu nu vezi creșterea, dar o văd cei din jurul tău. Mă, ăsta acum o lună înjura și uite, acum nu mai înjură. Am o lună, nu vrea să audă Dumnezeu, acum se închină la fiecare masă. Deci ei observă o schimbare pe care tu nu o observi. Ei, asta înseamnă creșterea aia,
exact ca și la copil. Crește și bă, vezi că e mare, dar când a crescut, știi? Adică creșterea neobservată. Dar noi să ne luptăm pas cu pas, să stăm aproape de Dumnezeu. Că aproape de Dumnezeu nu greșim niciodată. Cădem, ne ridicăm, cădem, ne ridicăm. Întindem brațele spre Dumnezeu, zice, la orice cădere să avem o mână întinsă în sus tot timpul, asta înseamnă nădejdea. Ca să aibă de cine apuca Dumnezeu să ne tragă înapoi. Pentru că suntem oameni. Dar nădejdea trebuie să rămâie și permanent ne-am murdărit, ne spălăm, ne-am murdărit, ne spălăm. Exact cum spunea într-un loc, spunea un ucenic care alerga, părinte m-am murdărit, spală-te, părinte m-am murdărit, spală-te, spovedania. Te duci, te spovedești și atunci iar o iei din nou, iară din nou, până Dumnezeu are el grijă la plecare de aici să fii spălat, cum se spune. Părinte, vă mulțumesc din inimă și s-a pogorât așa pacea. Aici. Pacea este tot timpul aici. Doar că uneori nu observăm. Da. Și ce se întâmplă? Cei care vin, cum ați venit și voi prima dată, poate durează un pic de timp ca să intri în pacea de aici. Da, da, da. Păi tocmai până să așează o leacă Duhul toate. Și atunci începi să simți că-i pace, că-i bucurie, că-i liniște, că simți așa, parcă vrei să te detașezi de toate, să stai pur și simplu, exact aveam eu o vorbă, să asculți tăcerea. Asta. Și asta vine dacă intri în Duhul de aici. Și de asta, totdeauna, cu nădejde și cum spune întotdeauna, să nu uităm niciodată de Maica Domnului, de mama noastră, care ea întotdeauna, zice, legătura cu cerul. Orice cer ei, îi aduce mai departe și obține dacă e de folos. Și de asta Maica Domnului să fie cu noi tot timpul. Plecăm de acasă, Maica Domnului ajută-mă. Ne întoarcem acasă, mulțumim Maica Domnului că ne-a ajutat. Și să nu fii creștin care să n-aibă în casă icoana Maicii Domnului cu prunc în brațe, cu Mântuitorul și candela aprinsă. Asta jertfa din partea noastră și prin asta să ne manifestăm și dragostea față de mama noastră care are grijă de noi. Și dacă noi ne-o plecat poate mama din lumea asta sau nu știu ce, și ai un tablou cu mama pe perete să o amintești tot timpul, dar de Maica Domnului care are grijă de noi, să n-avem icoana ei în casă, pentru că e mama noastră. Vă mulțumesc încă o dată din inimă. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați rămas până acum alături de noi și credeți, iubiți, bucurați-vă și rămâneți aproape de bunul Dumnezeu și până data viitoare și dincolo de emisia următoare, Doamne ajută! Să ne ajute Maica Domnului pe toți și să ne aibă întotdeauna în brațele ei. Doamne ajută! Doamne ajută!